se pare că tehnologia a acaparat întreaga viață socială. Dacă întâlnirile cu prietenii acum au loc în mediul virtual, iubirea este pe Facebook, iar majoritatea timpului îl petrecem navigând pe internet. Iată că și angajatorii sunt în pas cu acest trend. De acum aceștia își pot anunța angajații că au fost concediați pe e-mail. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt cei care au stabilit că deciziile de concediere pot fi transmise online. Modalitatea adaptată noilor timpuri este permisă de legislația în vigoare. Decizia de concediere individuală emisă potrivit dispozițiilor articolului 76 din Codul Muncii se poate comunica prin poșta electronică, aceasta reprezentând o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanșeze curgerea termenului de contestare jurisdicțională a deciziei. Dacă această metodă de concediere vă face să zâmbiți, aflați că în alte țări și salariați au găsit metode și mai amuzante de a demisiona. Un tânăr și-a anunțat șefii că demisionează cu ajutorul unui band. Excuse me everybody. Derek, Jake, everyone. I got an announcement to make and I got my friends here to help me out. Guys, hit it. Judecătorii subliniază faptul că transmiterea deciziei de încetare a contractului de muncă pe calea internetului este posibilă doar dacă salariatul a specificat angajatorului că are o adresă de e-mail pe care o folosește. Totodată, cele două părți trebuie să comunice în mod frecvent în acest fel. Până la implementarea procedurii, angajatorul trebuie să-i transmită decizia de concediere a angajatului în viața reală.